Incendiu de proporții în Vaslui, peste 30 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele după ce magazile din jurul blocului au fost mistuite de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un foc de vegetație. Nu au fost victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Flăcările puternice au cuprins în doar câteva secunde 10 construcții improvizate care se aflau la o distanță extrem de mică de un bloc social din Bârlad. Alertați de fumul gros, martorii au anunțat imediat autoritățile. Peste 30 de persoane au reușit să se autoevacueze până la venirea echipelor de salvare. Misiunea pompierilor a fost îngreunată de vântul puternic ce extindea cu repeziciune flăcările. După mai bine de 3 ore, incendiul a fost lichidat. Din primele cercetări a reieșit că flăcările ar fi pornit de la un foc de vegetație lăsat nesupravegheat. Au ars inclusiv aproximativ 1000 de metri de stuf și mărăciniș. Din fericire nu au fost victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Au fost mistuite de flăcări 10 magazii, biciclete, aproximativ 12 metri cubi material lemnos și o parte din tavanul locuinței, precum și diverse produse textile și materiale plastice, toate în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului, autoritățile au deschis o anchetă. Cel găsit vinovat riscă o amendă considerabilă.